Vă salut, dragi prieteni! Iar astăzi voi face un video cu acești mieluți pe care am de gând să-i mut în cealaltă boxă, mai exact în Saivanul Mare, unde am avut mieluți și anul trecut. Ia uitați! Deocamdată am 3, mai exact o mieluța aia oatișă, perbecuț, ăștia doi sunt de la bunul meu prieten Marius Udrea. Ia uitați, iar aici am încă un berbecuț. Culmea, anul trecut am avut doar miele, anul ăsta deocamdată am 2 berbecuți și o mială. Berbecuțul ăsta frumos, hai sus, ridică capul. Ia uitați-l. Ăsta e de la un bun prieten de-a meu, de la Ovidiu Stoicuța. Da, ăsta e un berbecuț de la domnul Ovidiu Stoicuța. Da, să vi-l arăt eu mai bine, că nu se prea vede. Asta încă se acomodează. E venit în urma celorlalți doi. Și ăsta încă se acomodează. O coadă lungă. Un berbecuț frumos. Ăștia sunt mieluții pe care i-am deocamdată. După cum puteți observa, vacile sunt foarte cuminți, nu am nicio treabă cu ei pe aici. Au fost pe boxă, au fost băgați aici în boxa asta, dar au crescut și vreau să-i mut. Aia caută după mâncare, văd că ăsta la alt mai dă și el cu nasul, da, slăbuț, însă ea văd că și caută să mănânce, așa că o să trăiască să-i mut. Eu mers foarte bine la mieluță. Uite ce cap are mieluța. Deci are un cap. Nu sigur 100%, s-ar putea să fie șupăneala. Nu are cornițe deocamdată. Nici nu. Să sunt ceva, dar slab de tot. Nu cred că o să-i dea coarne. Cam ăștia-s mieluții. Ia uitați-ne. Ce bă, spălăcitule. Ăștia au corne în cap. Ăștia o să facă corne mari. Eu așa sper. Sunt niște oi foarte, foarte bune. Aici văcuțele, vițelele, vaca. Merem să-i ducem dincolo. Am făcut anca curat. Am făcut bibelou acolo. Eu doar o trebuie să mai bag niște turiști ce-au rămas de la vacă, să le duc, să le aștept. Cam atât am prestat eu acolo, în rest încă au făcut curățenie. Bibelou, merem acolo și revenim. No, haideți că primul a ajuns. Ăsta e de la domnul Ovidiu. Ia priviți aici. Cât de bine arată totul. Aici au spațiu, nu mai stau în box aia închiși. Și aici, cu siguranță, se vor putea dezvolta foarte, foarte bine. Merg să-i aduc și pe ceilalți doi. Și cam asta e. Mai vedem ce mai filmăm pe aici, pe acasă. Și cam asta a fost toată treaba. Ăștia sunt primii mieluți de aici, de la noi, din gospodărie. O mieluță și doi berbecuți.
În loc să fie două mieluțe și un berbecuț, e exact invers. Hai, fugi, 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 fugi. Însă, ținând cont că mieluții, berbecuții sunt din noi bune, zbreji, ia priviți ce frumos e-s. Amândoi. Am zis că de ce nu? Nu aș fi luat chiar orice berbecuț, dar ăștia, eu zic că o să merite să-i țin cu lapte. V-am spus, aici au spațiu foarte, foarte mare. Exact cel pe care îl știți de anul trecut. Da, cam ăștia se mieluții. Mai revenim cu alte animale de pe aici, de prin gospodărie. Și revenind în curte, dăm peste obraznici ăștia care stau tolăniți la soare. Încă n-am apucat să le fac curat pe aici, prin boxe, prin curte. Însă urmează, cam așa se prezintă Hera. Încet, încet își revine. Achela e ca un tank. Arcan, eu zic, arată destul de bine. Și asta mică, destul de frumoasă. Cam ăștia îs. Și căței. Ia uite. Cam ăștia și căței. Merem să le fac curat și lor. Să le aduc mâncare, pentru că nu le-am dat încă mâncare. Este două, nu prea-mi dau pace. Revenim. Ia uitați. Haideți că suntem deja în a doua zi. Și am și ajutor în dimineața asta. Hai la tati. Hai aici la Ship. Unde e Ship? Ship. Asta, în dimineața asta am avut ajutor. Le-am dat mâncărică împreună, însă n-am putut filma cum le dădea Anto mâncare, că ea dădea la un miel și eu la altul. Îți place de Ship, tata? Îți place? Cam asta e bucuria. What? Ship. Ship. Haideți că n-am mai apucat să filmez nimica. S-a făcut noapte, filmez la video ăsta de vreo 3 zile de pe aici, de pe acasă. Mai dăm un pic drumul la căței. Pe afară, hai tu, hai, Amira, hai tu. Achela doarme. Nu știu dacă mai vrea să mai iasă. Cam ăsta e și videoclipul. Mai trebuie să mă mai duc pe la văcuță să-i bag de cină și cam atâta pe azi. Până data viitoare, vă salut, vă respect și vă doresc toate cele bune. Sănătate multă tuturor și numai bine!